norii de la Iași se mai destramă. Chit că după au generat și povestea cealaltă. Vezi că și acolo a fost un declic al bestiarului. Norii de la Iași au fost un alt declic. În, da, al bestiarului, da. Că acolo Bergodi a gestionat-o foarte bine. I-au primit, i-a primit înapoi, dar au pierdut echipa. Deci s-a demonstrat că există jupân în vestiarul Rapidului și vestiarul reacționează la lucruri de genul ăsta. Deci îi dă șansa și jucătorului care se gândește doar la echipă, care e profesionist, să joace. Chiar dacă, așa cum spuneam, Borza a costat clubul niște bani, era în anturajul echipei naționale. Cum s-o fi simțit Borza în ultimul timp? Cum s-o fi simțit aseară, la derby de aseară? Sper să înțeleagă din ceea ce s-a întâmplat, pentru că este jucător tânăr. Unde a fost? Sper să înțeleagă, pentru că jucător de lot național, da? Pasibil de selecționare pe o plajă foarte largă, de la U19 până la echipa mare. Da. Nu e păcat de el. El trebuie să înțeleagă, un om care are șansa asta. Nu trebuie să-și o joace în sens pozitiv, adică să fie fotbalul principal obiectiv în viață. Așa și nu altul. Asta trebuie să... Mi-e foarte drag Borza, un jucător foarte bun. Excelent jucător. Dar nu-i păcat să dai cu piciorul la cariera ta? Nu e păcat să nu fii un exemplu pentru colegii tăi? Tu fiind la echipa națională U21, s-a pus problema atunci Țicu sau Borza să fie chemat la... Deși în vederile selecționerului de la echipa mare. Păi, ai șansa să fii o locomotivă a generației tale, 2005. Și tu nu vrei să fii așa ceva? La fel ca și Mazilu. Da. În Olanda, am 2005. Văzut că nici alt jucător. Nici Mazilu nu joacă în Olanda. Domnul Alin, domnul Cristi, domnul Vivi, alt jucător de 2005 care poate să joace... Peste tot, da. U19... Absolut. Lasă U20. U21, pentru că astea sunt turneele oficiale, da? Și echipa națională mare. Păi cum mă lasă? Dar nu crezi că explozia lor, apariția lor prea repede, ascensiunea lor în câteva etape, nu, în vizorul lui Brighton, eu știu, au câștigat campionatul cu Farul. Au câștigat. A fost în prim plan băgat de gică, meci de meci. Triunghiul Bermudelor, el, Grameni, Luis Munteanu, așa au câștigat. Și Grameni are probleme acum? Nu are mai probleme, titular. Grameni, nu, nu mai e titular la Faru. Nu comportamentale, Mihai, de formă sportivă. Mihai, am și o întrebare pentru dumneavoastră. Ce facem cu fundașul stânga la Euro? Eu nu văd variante. Dacă Cic? Borza nu va juca și rămâne Bădescu... Păi uite câte variante sunt. Păi nu văd, spune-mi-le dumneavoastră. Spune-ți-ne asta. E bancul... Mă uit, Edi se uită, nu eu, se uită la foarte mulți alții, la Borza, la Ștefan, la nu știu care, din toată România. Ștefan ar putea reveni în cărți? Nu știu dacă ar putea reveni, dar se uită la ele, pentru că te uiți la toate echipele. Dumitrescu, se uită Edi. Păi Edi e cel care va fi introdus pe poși de funda stânga? Nu, e cel care introduce. Arată tu în teren, ce a mai rămas până la sfârșitul campionatului, că ești cel mai bun să te ia Edi. Ce variante sunt la ce mai ce variante sunt? Ți-am zis, orice fundaș. Ce se urmărește? Ok, bancul știm că e acolo. Ce urmează? Și care e problema? Ce urmează după? Păi ce-am zis? Câteva nume, poate sunt și altele. Poate sunt și altele. Opruț poate să fie, nu știu care. Opruț n-a confirmat în Belgia. Bă, răspunsul lor trebuie să fie da pe teren, asta nu înțelegi tu. Tu mă întrebi pe mine acum variante. Am întrebat și te-aș... Variantele lui Edi, știi care vor fi? Cele care vor confirma peste 2 luni de zile ce fac ei în campionatul României sau știu unde. Poate să fie și Bădescu o variantă? Hai, merg prea departe. Păi nu te întreb dacă va juca în fiecare meci la Rapid până la situl play-off. Nu știu. Da, mergem la... Mergem prea departe, într-adevăr, dar în momentul acesta... Nu, mergem prea departe, ne găsim totuși o soluție, pentru că am vehiculat 7. Eu știam că nu ești un fantezist, așa că vrei să mă provoci, dar ești un fantezist. Eu? Da. Căutăm jucător român de valoare. Dacă Bădescu, Mihai, joacă 12 meciuri la rând, luându-i fața lui Borza, exact, care este depinde pe lista lui Edi, nu e normal să te gândești? Depinde și cum joci. În etapa asta anului trecut, Borza jucase 6 meciuri. Mihai, și... Mihai Stoichiță mi-a răspuns foarte clar. Da, depinde cum joci. Deci Borza, depinde cum joci. La intrarea în play-off,
nu anunța ceea ce avea să fie la ieșirea din play-off. Absolut. În momentul în care a luat titlul. Să dea Dumnezeu, îi deci, doresc și ca acestui copil să aibă caz, același pentru, parcurs. Era o variantă înțelegi? Pentru Under, dar nu pentru prima reprezentativă. Nu putem după două jocuri să spunem că gata, ne-am... Nu, de-aia vreau să spun luat că... și... A fost decisiv în play-off. Ce a fost în cele două exact. Locuri. A fost decisiv în play-off, a dat și niște goluri din fundaș stânga, Borza, deci o ascensiune rapidă. Îmi plac și mie bombele, da, nici chiar așa. E nevoie de semne de exclamare. Asta e petardă. De asta spune Edi, are capacitatea și echilibru de a alege ceea ce este best of în momentul în care va veni cu, momentul convocărilor. Știi cum se face, că am fost în stafful pițelor la echipa națională? Să pun pe fiecare post jucătorii care sunt eligibili pentru națională. Și noi eram la fel cu Rați. L-aveam de căpărat, după care 4-5 locuri libere și puneam ce mai găseam. Așa e și din păcate suntem în așa situație. L-avem pe Bancu, care și Bancu nu este, nici Bancu nu este în vreo formă extraordinară. Și după care și mai... Da, dar la Bancu știi ce poate... mai este... Dar și la Bancu, dacă este... hai să zic, n-au fost două meciuri reușite în ultima perioadă. Dar știi ce poate face? Și știi că Bancu, dacă se mobilizează, se pregătește bine la club acolo și joacă meci de meci, e o certitudine. Este. Camora e o certitudine. Este, și Camora este în... Nu? Este în vederile selecționerului. Camora... a fost în echipa națională, depinde și de la el răspunsul pe teren, pentru că dacă joci și nu joci, aia nu poți să te iei. Vă că joacă te... mereu acum, adică l-au adus da. Pe croat, Mamici. Și nu joacă Mamici. Trebuie evaluat. A jucat doar cu... Ce, Mamici mai e pe acolo? Ești. Dar cum să nu mai e? Nu l-au reziliat? Nu l-au reziliat. A venit, a jucat titular cu Mandolini la Bătășani. Păi nu i-a plăcut, nu i-a plăcut că la, de... și nu. Adi l-a încercat. Nu i-a plăcut mutul de mame și l-a cerut pe Abeid, atunci a ajutat la Petrolul. Da. Și atunci a venit Abeid. Nu vreau să mă pronunț de Mamici. L-a schimbat la Petrolul. Nu am încercat subiectul. Subiectul era Camora, că și uitasem de Camora. Camora deja eu l-am și tăiat cumva de pe lista națională. De ce că este eu, probabil în ignoranța mea, dar bine că a revenit. Eu ce vreau să vă spun, la ora actuală, ca un bilanț al acestor preliminare a lui Edi, el n-a mai fost obligat ca Rădoi să folosească 63 de jucători ca să facă o selecție care să construiască o echipă. Erau încă foarte tineri. Da. La ora actuală, Edi mi se pare că a folosit 31 sau 32 de jucători. În meciurile oficiale. În meciurile oficiale. Aha. Deci, dintr-o dată, există o stabilizare a lotului național de fotbal al României, care a obținut o performanță, da? O calificare. Da? Bun. Din acești jucători, rețineți ce vă spun, peste 28 de ani sunt doar 6. Restul sunt toți jucători care au trecut pe la loturile naționale de tineret. Și voi îmi spuneți să iau jucători care poate n-au trecut în viața lor pe la lotul de tineret. Cine a zis? De... Nu. Mi-a zis mie, de Bădescu. A, de Bădescu. În general, îți dai seama, în România sunt 22 de milioane, nu mai sunt 19 milioane de selecționeri. Înțelegi? Este foarte, cum să spun, este extrem de interesant echilibrul pe care trebuie să-l aduci în alegere întotdeauna. Pentru că trebuie să voi iei pe toate fețele, știi? Am văzut că și acum ai chemat Fibonoi, dar e normal că ai meciuri amicale, să mai încerci și unii și alții. Deci eu cred că și Anglia și Italia, care au meciuri amicale săptămâna viitoare, și aia cheamă 4-5 noi să-i vadă. Bă, dacă nu-i chem acum în amical, să văd. Da, sau uite-te, Răzvan Marin s-a accidentat, da? Răzvan Marin. Are ruptură sau nu știu ce. Am auzit, da. Da. Ceva da. În genul ăsta. Deci dintr-o dată trebuie să-ți reorientezi, Edi trebuie, nu? Să-și reorienteze vederea asupra postului pe care... Noi acum deocamdată știm doar ce a chemat el din afară, că s-au trimis alea, că s-ar putea să ne mai facă surprize etapa viitoare. De asta se duce la toate meciurile astea și umblăm peste tot cu toții, să vedem. Dacă mă întrebi aseară ce să remarc, am fost destul de corect aici, n-am remarcat nimic, dar nu e ultimul meci. Păi nu, de la Rapid nici nu prea e pe cine. Poate pe Iacob pentru linia de fund. Da. Ca jucător, acum, și portarul, și Ioane. Auzi, Ioane, da, Ioane poate să fie în acest moment, în acest moment, eu cred că e a treia variantă. De ce prima care-i? Niță. Prima-i Niță, zici tu? Da.
Bine. Altceva, hai să vă mai ridic o minge la fileu de echipa națională, te rog să mă lași, Cristi. Te las. Șumudică pleacă de la Gaziantep, da? Da. Vine un alt antrenor acum. Uite, așa îmi face inima dacă îi bagă pe români. Dacă Drăguș, care în momentul ăsta zic că e principala noastră opțiune nu de poți să știi cu ce idei vine acel antrenor, ce interese reprezintă. De ce să ne ascundem în Turcia? Așa e, da. Înțelegi? Turcia tot timpul a fost interes. Uite, așa îmi face inima când mă gândesc. Avem Sorescu, Drăgușniță, nu? Exact. Drăguș, exact. Principala, eu zic, eu cred că dacă mâine echipa națională joacă meci amical, oficial, atacant e Drăguș. Jolly Joker. Păi avem luna asta, avem amical. Păi avem cu Irlanda de Nord și exact. Cu Columbia. Dar Sorescu, când ai avut nevoie, Jolly Joker, patru posturi joacă. Unde vrei să-l pui acolo? Pui. Exact. Drăguș a fost atacantul care așa a apărut dintr-o dată către finalul preliminarilor, care a luminat uneori jocul. Mă. Aduceți-vă aminte la meciul, ce dezvoltură are la meciul cu Israelul. Da? Ce să vă mai zic? Sunt așa cu gândul numai la ce se întâmplă la Gaziantep. Ascultă-mă și pe mine, Mihai, 30 de secunde, apropo de ce se întâmplă. E foarte importantă problema pe care ai ridicat-o tu, pentru că eu cred că or să fie ceva probleme cu cei trei români care avem acolo. Mai ales că Maxim, să zicem că n-ar mai fi în vederile selecționerului, n-ar mai fi, acum nu știu, n-am date concrete, dar vorbim de Niță, Drăguș și Sorescu. Toți trei jucători care au făcut parte din... Titulari. Titulari. Mai puțin Niță, că a fost Horațiu Moldovan titular, cu ei am început campania. Titular toți la trei, Antep. La Gaziantep, da. Dar oricum, toți trei jucători care au făcut parte din lotul care a terminat preliminarile, ne-am calificat. Și la cum gândește Edi Iordănescu strategia și cum îl cunosc, au prioritate în condițiile în care sunt în formă, joacă și au rezultate, să fie convocați tu pentru Euro. Gândește-te unde joacă, ce adversari au etapă, dar gândește-te la Naintașii lui Fener sau al lui Galatasaray. Șumudică, Dzeko, ăștia. Lui Șumudică îi dăm dreptate aici 100%. Deci apropo, ăștia se antrenează duminică de duminică. La nivel european. Nu, ăia se antrenează cu ai noștri. Ăia se antrenează cu ai noștri. Ăia se antrenează cu 1, ăștia se antrenează cu 18 din 20. Da, joacă și sunt remarcați, dau goluri, Niță e remarcat mai tot timpul. Chiar păi pentru că toată lumea e călare pe echipa asta, că e dominată. Șumudică a spus în momentul când a plecat de la Gaziantep, zile trecute, că în mod normal pe Niță n-au cum să-l scoată în poartă, indiferent cine vine, la ce prestație a avut. Indiferent ce, da, știi cum, când e vorba de un antrenor nou, mai ales un antrenor tânăr, el zice foarte lăsând bine, ironia de o parte a lui... În Turcia sunt interese. Adică toți care vin, inclusiv interesul bașcanului, e interesul antrenorului, e interesul clubului de a-l vinde pe ăla sau pe ălălalt, că din asta trăiești acolo... E meleagul care, da, așa cum e. Singurul interes al unui antrenor e să facă rezultate. Păi tu mie îmi spui... Mai ales că acolo sunt cu apa la gât, sunt sub linie, trebuie să salveze. Tu mie îmi spui, am fost antrenor în Turcia, la echipa unde a fost și Răchită, la Ankara Gugiu. Ankara Gugiu, da. Unde este Moruțan acum. Eu nu știu care... Și am dus acolo pe Carabaș, pe Radu Niculescu. Carabaș Spor. Carabaș? Știu, Stelian Stelu Carabaș. De la Steaua Națională. Constanțeanu, păi cum? Și am dus acolo și le-a fost greu. Dacă nu știu bine, nu-i băga în rechie. Spune cum e în Turcia. Așa e, Carabaș Sport. Ce interese sunt, nu vă dați voi seama. Pentru că sunt atât de relații. Păi și cum a rezistat Șumudică atâta timp acolo, dacă zici că sunt interesele astea? Și cum a reușit să gestioneze? Atâta timp, ăsta înseamnă 20 de etape. Nu vorbesc toate. Da, vorbesc de tot CV-ul lui turc. Nu doar de... Exact. De conjunctură, ce lot a avut. De plinză jucători până la urmă. Caizeri și Gaziantep de două ori. Cum? Unde a fost? De două ori la Gaziantep și unde a mai fost? La Caiseri. La Rize și la Caiseri. Și la Rize. Da, are deja, păi aproape să-i dea cetățenia turcă. Mie îmi pare rău că, păi, săracul Mulțescu are cetățenie turcă. Multă sănătate, Neagigi Mulțescu, da, că tot ai amintit de Neagigi Mulțescu.